La linia fierbinte instituită de către Cancelarea de Stat, la numărul 250-453, dar și de la reprezentanții guvernului în teritoriu, care sunt nemijlocit subordonați Cancelarea de Stat, recepționăm sute de mesaje care arată că oamenii sunt induși în eroare cu privire la compensația unică pe care urmează să o primească. De ce voi face următoarele precizări punctuale? 1. Compensația socială se achită exclusiv prin intermediul filialelor băncii de economie. În localitățile în care banca nu are filiale, achitările se vor efectua prin reprezentanții acestea, care se vor deplasa în fiecare sat din categoria menționată, anunțând din timp oamenii despre acest lucru. 2. Compensația este unică, valoarea ei constituie 390 de lei, câte 130 de lei pentru fiecare lună, ianuarie, februarie, martie. Și nu 320 de lei sau 100 de lei, așa cum se vehiculează în municipiul Chișinău sau în alte localități. 3. Compensația socială unică se acordă beneficiarilor de pensii sau alocații sociale, invalizii de gradul 1, 2 și 3, mărimea cărora este de până la 900 de lei, tuturor beneficiarilor de ajutor social. În cazul decesului beneficiarului, compensația se plătește inclusiv pentru luna decesului persoane care a suportat cheltuielile de deces. De asemenea, compensația socială unică se acordă persoanelor care în perioada ianuarie-martie s-au încadrat în categoria de beneficiari de pensii sau alocații sociale. Pentru această categorie de beneficiari, compensația socială pentru perioada rece a anului se stabilește în mărime proporțională cu numărul de luni pentru care i s-a stabilit pensia sau alocația. Adică dreptul la pensie sau alocație a fost stabilit, de exemplu, la 15 februarie. În acest caz, beneficiarul va primi 260 de lei, respectiv pentru lunile februarie și martie. 4. Se ia în calcul mărimea pensiei sau alocației de 900 de lei de până la 1 aprilie 2011, adică până la perioada când s-a efectuat indexarea pensiilor. Banii sunt ridicați prin aceeași modalitate ca și pensia, cu prezentarea doar a buletinului de identitate și carnetului de pensionar. Nu este necesar de a perfecta cereri sau de a pregăti alte documente. Compensația socială unică va fi achitată prin intermediul băncii de economii pe parcursul a 3 luni de zile și nu în termen de o săptămână, așa cum am auzit iarăși că se vehiculează. În cazul neridicării compensației în termen de 3 luni de zile de la filialele băncii de economii, beneficiarul va putea solicita pe parcursul a 3 ani de zile această compensație de la Casa Națională de Asigurări Sociale. Solicitarea de ieri a doamnei colegă ministru Buliga, am discutat-o și cu domnul președinte a băncii și în caz de necesitate vom extinde programul de lucru, dar vreau să rog cetățenii să nu facă îmbulzeală la Banca de Economii. Pe parcursul a 3 luni de zile pot să-și ridice această compensație. Dacă nu reușesc în 3 luni de zile de la Banca de Economii, mă repet, se vor adresa ulterior la Casa Națională de Asigurări Sociale.